Așa încerci o variantă mai bună pentru tine, ca să poți să ieși din situație și încerci să te aperi. Și ripostești tu cum poți. Altfel te mănâncă ghilele astea pe străzi. Nu? Atunci când se întâmplă, plec drumul meu mai departe, tu cazi pentru că eu vreau să mă apăr și te împing. Te lovești, cazi jos, te lovești și te rănești la cap, ca exemplu. Și eu fug, mă duc acasă și vine miliția a doua zi și mă ia și spune, l-ai împins pe ăla căzut și te-a lovit la cap. Și te bagă la pușcherie. Cum mai o dai? Dacă te aperi, nu e bine. Poate nu ai timp să mai suni la poliție la 112. Și inopinantul vieții. Nu? Nu vezi? Te aperi și te duci la pușcărie. La mea ești pulania de viață. Unde-i dreptatea, mă? Unde-i, mă, dreptatea? Eu vorbesc la general. Unde-i șmecheria? Unde-i dreptatea? Nu suntem șmecheri niciunul, nu suntem... Vorbim realitatea, unde e? Sunt supărat și de asta am făcut la ipota. Foarte supărat și trist. Pentru familia mea, pentru frații mei. A fost și s-a întâmplat. Problema e că ăștia stau la pușcărie gratis. Știi? Știi cum e asta? Mă bați? Scuze de expresia asta neadecvată acum aici. Mă bați, mă fuți. Îmi iei și banii, mă bați și la pușcărie. Da. Bine. Dacă nu eram în România, nu s-a mai întâmplat așa. Nu eram în situația asta. Atât de delicată. Băi, vă pup din nou pe toți de aici și ce să zic, mâncați. Aveți grijă de voi. Eu sunt un băiat matur și am grijă de mine să mor dacă nu. Maximă. Și dacă pot să cobor din mașină acum, mă împiedica și rămân acolo. Așa e viața. Pot să mor vorbind acum cu voi aici. Ăsta e omul, mă, ăsta e viața omului pe pământ. Soarta, destinul, nu? Mai cum să te potrivești? Pentru prietenii mei și toți care îmi doresc bine să le dea Dumnezeu de 8 ori. Și la ăștia care îmi doresc rău să aibă Dumnezeu grijă de ei. Mie și familiei mele. Asta am vrut să zic, mă. Și acum vă las pe toți cu bine, cu bucurii. Și să aveți liniște și să fim mai buni cu toții. Și încercați să vă apărați cum puteți, că oricum și dacă te aperi, tot nu e bine. Știi? Să nu ripostezi, să fii tâlhărit, să fii mierlit așa și să taci. Și atunci e bine. O să fac eu un live când o să am timp să explic mai mult. Știi? Și mai pe înțelesul tuturor. Vă pup pe toți. Și să aibă Dumnezeu grijă toată lumea și de noi. Dumnezeu rezolvă pe toate. Vă pup. Să aveți bucurii și fericire. La Laurențu și la toți. Vă pup.